Bună ziua! Astăzi în Parlament este o zi foarte plină. Este o zi de lucru în care avem ședințele tuturor comisiilor parlamentare și toți colegii noștri astăzi muncesc, dar totodată e și zi de sărbătoare, pentru că nu putem rămâne indiferenți într-o situație în care vorbim de tine. Mă bucur foarte mult că în aceste timpuri, dumneavoastră, cei tineri, nu rămâneți indiferenți și aveți o viață activă. Am vrea să încep prin a mulțumi tuturor partenerilor care s-au implicat în acest proiect. Știu că a fost o participare mai mare, dar avem și 12 tineri care au acum aceste lucrări expuse. Sper că dumneavoastră ați reușit să le și vedeți. Eu le-am văzut ieri și m-am bucurat foarte mult pentru că, din punctul meu de vedere, în imaginele pe care le-ați surprins dumneavoastră, pentru că atunci când zicem tinerii și viața de la sat, viața tinerilor la sat, cred că trebuie să ne gândim la două lucruri. Există lucruri pe care nu trebuie să le uităm și am văzut ăsta foarte frumos spus în remarcile dumneavoastră la fiecare fotografie. Lucruri care țin de cultura noastră, de valori, de tradiții, care nu trebuie să fie uitate. Și pe de altă parte există și lucruri care țin de viitor, care țin de schimbare, care țin de schimbarea calității vieții noastre și asta de asemenea s-a văzut în aceste fotografii. De aceea eu vreau să-i felicit pe toți cei care au participat, dar și în special pe cei 12 tineri care sunt astăzi aici, pentru această implicare, pentru această discuție, dacă vreți, discuție vizuală la subiectul trecut și viitor și ce facem, era să zic, ce facem noi tinerii, dumneavoastră tinerii, ce puteți face pentru ca să ajungem într-adevăr să provocăm schimbări care să păstreze valorile, să păstreze tradițiile, să păstreze cultura noastră, dar și să promoveze schimbarea pentru o schimbare calitativ nouă, inclusiv a activității tinerilor la sat. Mi se pare foarte important acest lucru și eu sper că dumneavoastră vă implicați în comunități, participați la luarea de decizii. Mă bucur foarte mult și a fost o surpriză pentru mine să văd și un nume cunoscut în lista celor 12, absolut întâmplător. O tânără care cândva m-a întrebat care a fost proiectul meu cel mai important, pe care cred eu important în viață. Și acum aceeași întrebare eu aș adresa-o dumneavoastră. Să vă gândiți la cel mai important proiect pe care vreți să-l realizați în viață. Și cred că asta înseamnă implicare, ajutor pentru alții, creare de valori pentru alții și să nu fiți indiferenți față de apropiații noștri și să fiți cât mai energici. Să fiți cât mai energici pentru că dacă acumulați această energie la tinerețe, credeți-mă că o să vă țină foarte multă vreme pe toată viața. Cu scuzele de rigoare că nu pot să rămân mai mult cu dumneavoastră, pentru că vă ziceam că aveam și o zi plină de lucru, încă o dată vreau să vă felicit și pe tineri și pe părinții care sunt astăzi prezenți aici, și colegii noștri parteneri, și de la Minister, și de la UNB, și de la Transro, toată lumea care s-a implicat, mulțumim frumos! Sper să fie un eveniment interesant în care să reușiți să faceți și conștiință și să socializați. Mulțumesc și o zi bună!